Marca lucrează mult în domeniul descoperirii lucrărilor care au rămas, se mai păstrează, a comorii care se mai păstrează în arhivele noastre. Este doamna Maria Guță și este Dragoș Olar. Ar trebui să-i dau după tot regula doamnei tăi prioritate, dar eu aș zic că vreau să-l rog pe Dragoș Olaru să spune el câteva cuvinte, deoarece este la curent cu viața marilor noștri cărturari, cunoaște la perfecție totul ce ține de Iceț Gheara și despre Dimitrie Dan, dar dumneavoastră trebuie să plece mai repede să conducă o delegație care susține în România de 40 de artiști care vor să viziteze orașul. E al mai bun cunoscător a orașului nostru decât domnia sa nu e. Îi dau cuvântul lui întâi. Doamne Maria, te rog să mă ierți. Vă rog să mă iertați, nu m-am pregătit ca să vorbesc, dar sunt foarte emoționat fiindcă vorbiți despre o personalitate pe care am avut și mai ales prin documentele pe care le-am ținut în mână. An de rând am găsit scrisori, adresări inedite și pe care toate acum le-am adunat și le-am trimis unui părinte din România care mă bucură fiindcă este vorba de părintele Valenciuc Dumitru de la Volovăț, care ar trebui să fie o pildă pentru preoții noștri din partea de nord a Bucovinei, fiindcă el are deja peste 30 de cărți publicate din istoria Bucovinei, din istoria Bisericii Bucovinei mai ales. Și el pregătește o lucrare mult mai amplă despre Dimitrie Dan și aceste lucrări le-am lăsat acolo. Le-am trimis lui. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați dat cuvântul, dar trebuie să plec. Mă așteaptă în viață, da? Da, trebuie să spuneți la voi. Dar ce ați spus? Eu spun, nu. Mulțumesc!